Cei 9 directori, directori adjunți sau foști șefi au ajuns încă de la primele ore ale dimineții la sediul Inspectoratului de Poliție, unde au dat explicații în legătură cu decontarea mesei minerilor din zona Motru în perioada 2009-2013. Aceștia sunt suspecți că de-a lungul celor 5 ani ar fi decontat prin intermediul cantinei un număr mai mare de porții de mâncare decât numărul minerilor. Deocamdată mi s-a spus că avem calitatea de învinuit. Ce acuze vi se aduc? Păi sunt niște anumite neconcordanțe între mesele care au fost decontate și procesele verbale de recepție. Urmând să vedem cum e cu expertiza, sunt niște pași pe care nu pot să vă dau să vi spun de acum ce va fi. S-a creat un prejudiciu? Da, s-a creat, nu rețin. S-a creat un prejudiciu, dar nu rețin suma. Ce vină aveți dumneavoastră? Păi, din 2009 în 2013, eu am fost director la Cariera Roșuța și UMC Roșuța și, în calitate de director, normal că sunt răspunzător de tot ceea ce s-a întâmplat în unitate. De ce v-au chemat? Pentru declarații. Ce calitate aveți? Suspect. Știți ceva de aceste decontări? N-aș putea să vă spun. S-a cerut de la dumneavoastră? Nu, nu. Ați participat la chefuri de la care s-ar fi consumat acele mese calde? În niciun caz. Am avocat și o să vă spun avocatul sau merge și vă dă poliția. Vrem să știm de la dumneavoastră. Aveți ceva de spus în acest caz? Nu, nu am nimic de spus. Aveți martor, învinuit, suspect? Am avut de martor și acum suntem toți suspecți. Martor la ce? La revedere, o zi bună, vă doresc. Există acest prejudiciu de peste 3 milioane de lei? S-au decontat mese care în realitate nu ajungeau la mineri? Nu s-a făcut asta niciodată. Dar atunci care-i acuzat? Singurul lucru ce s-a făcut, că mâncau sportivii. Printre cei audiați s-au numărat Daniel Burlan, fost director al SNLO, Ion Ghiga, director cazare cantine Motru, Alexandru Ciorecan, fost director cazare cantine Motru, Vasile Râbu, fost director MS Motru, Florentin Gheorghescu, fost director cariera Roșiuța, Mircea Mezinca, director MC Motru, Vasile Crețan, fost director MC Motru, Sorin Iovan, director cariera Lupoaia și Nicolae Giuran, fost director LCFU Motru. De ce v-au chemat la audieri? Ce calitate aveți? Aveți legătură cu acele decontări? De ce nu spuneți nimic? Ce v-au întrebat polițiștii? S-au făcut ilegalități acolo? Există prejudiciu? Poliția a fost sesizată de administrația Complexului Energetic Oltenia, care în urma unui control tematic a sesizat neregulile. În cursul anului 2013 a fost desfășurat un control tematic la sediile tuturor subunităților din cadrul sucursale Divizia Minieră, privind modul în care s-au efectuat comenzile, recepționarea și servirea mesei calde. S-a verificat, deci, concordanța dintre numărul de mese comandate și recepționate și numărul posturilor realizate aferente personalului prezent la serviciu în perioada 2009-2013. Au fost constatate diferențe între aceste situații, ce au fost înaintate organelor de cercetare abilitate. În funcție de rezultatul cercetărilor, Complexul Energetic Oltenia va lua măsurile ce se impun. Cei 9 directori sunt acuzați că au creat unității, fosta Societate Națională a Lignitului Oltenia, un prejudiciu de 2,8 milioane de lei.